Este săptămâna europeană a imunizării. Potrivit OMS, 5 vieți sunt salvate în fiecare minut în întreaga lume datorită vaccinării. Însă sistemul de sănătate din România a pierdut 10 ani în cursa pentru vaccinarea anti-HPV. Prima campanie de vaccinare ratată a fost în 2008-2009. Atunci nu am știut să le explicăm părinților de ce este importantă vaccinarea copiilor și dozele de vaccin au rămas în depozit. Asta până când 1 milion de doze nefolosite au ajuns chiar la gunoi. Din acel moment, Ministerul Sănătății practic a considerat că a pierdut bătălia cu vaccinarea anti-HPV, motiv pentru care a și renunțat la a mai cumpăra vaccin în program național, iar practic România a rămas pradă în continuare acelor număr mare de decese. Campaniile au continuat și în anii următori, dar fără succes. În anul 2013, Societatea Națională a Medicilor de Familie a strâns peste 6.000 de cereri de la părinți care au rămas fără răspuns, pentru că la vremea aceea nu aveam serul. Abia în 2020 s-a făcut vaccinarea fetelor, pentru care părinții au făcut cerere în 2017-2018. Între timp, aproximativ 2.000 de femei au murit în fiecare an din cauza cancerului de col uterin. Vaccinarea HPV este gratuită pentru fetele cu vârsta cuprinsă între 11 și 14 ani și se solicită medicului de familie. Pentru vârste mai mari, vaccinul se cumpără din farmacii și costă 650 de lei. Astăzi abia suntem la începutul acestei vaccinări, condițiile în care în alte țări, după 12 ani de vaccinare, deja se discută despre eradicarea acestui virus. Acest vaccin nu este un vaccin ieftin, este un vaccin scump. Sigur că este mult mai ieftin față de cheltuielile care includ tot ce înseamnă îngrijirea acestor pacienți dacă apucă să facă boala. În alte state europene, vaccinarea începe chiar de la 9 ani, iar alte țări precum Suedia, Norvegia, Germania sau Italia au extins vaccinarea și la băieți. Ana Măiță este președintele Asociației Mame pentru Mame. A desfășurat mai multe campanii de informare despre vaccinarea HPV prin intermediul organizației pe care o conduce. Chiar dacă este mamă a doi băieți, nu a stat pe gânduri când a fost vorba să cumpere vaccinul pentru imunizarea acestora. Vreau în același timp ca ei să poată să-și protejeze și partenerele de infecția cu papilomavirusul uman. Se comandă în farmacie. Sunt unele farmacii care l-au pur și simplu pe stoc și atunci, da, este bine să-ți cumperi toate dozele, să le păstrezi la frigider, să iei legătura cu medicul tău de familie pentru că el le administrează.